Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Puterea Cuvântului. În această seară, în platou, alături de noi, îl avem invitat pe domnul Ciprian Burdușa, un domn pe care l-am mai avut invitat la noi în platou, la aceeași emisiune. Bineînțeles, discutăm pe alte subiecte și în această seară vrem să vi-l prezentăm și în ipostaza de candidat al primăriei Otopeni la funcția de primar din partea partidului Alternativa Dreapta. Bună seara, domnul Ciprian! Vă salut, mulțumesc de invitație. Hristos a înviat pentru tot ce care ne urmăresc. Eu încă sunt sub influența sărbătorilor pascale. N-am intrat chiar cu totul așa în campanie, deși sunt obligat să o fac pentru că știți bine că în ce ne apropiem, cu așa de mult cresc presiunile. Da? Nivelul de stres. Ce nume? Nivelul de stres, da, oarecum. Nivelul de stres. Vă mulțumesc mult pentru invitație, am mai fost la dumneavoastră, dar niciodată ca și candidat. Da? Da, pe asta am și menționat. Da. Candidat am devenit undeva la începutul lui aprilie, pentru că inițial nu mi-am dorit să candidez, mai ales că în 2020 am avut o tentativă, mi-am depus dosarul pentru primăria Otopeni, însă mi-am fost verificat, președinta BEC numărul 5 Otopeni mi-a verificat dosarul, a fost în regulă, mi-a urat felicitări, succes, domnule Burdușa, urmând ca peste noapte candidatura mea să fie anulată. Da, am venit aici la dumneavoastră la Buftea, n-am găsit, nu zic înțelegere, dreptate. Da? Mi-am văzut de drum în continuare. La judecătorie. La judecătorie am făcut apel, da, mi-au zis, acum nu vreau să mă victimizez, dar nu mi s-a părut corect că doi procurori, patru judecători să-mi ia dreptul de a fi ales și mai mult de atât să lase oamenii fără opțiune, fără o alternativă dreaptă, da, așa cum se numește și partidul, fără opțiune reală. Pentru că eu vreau să știți de la început că refuz să fac politică. Politica cred că este un rău foarte, foarte mare pe care a fost inventat. Politica este pentru a controla oamenii și pentru a controla și atunci ceea ce bugetele locale. Eu vreau să fac administrație. Administrație. Eu asta vreau să fac. Da? Nu vreau să fiu primarul orașului Otopeni. Nu doresc, nu s-au zis niciodată că oameni votați-mă. Nu o să zic asta. Însă o fac pentru că nu mai suport. M-am mutat în Otopeni prin 2017, asta deși eu lucram în oraș de probabil 2006, da? Și mutându-mă acolo am descoperit foarte multe probleme. Una dintre cele mai grave, mi se pare, chiar ne mutasem recent și sâmbătă dimineața, duminică dimineața, deschideam geamul și dormeam cu ăla mic în pat și i-am spus soției, hai să-l schimbăm, că zic, nu e. Și ca o glumă, da, dar acolo, sâmbătă dimineața, duminică dimineața, vin vidanjele, da, pentru că lumea e acasă și e un miros foarte, foarte greu de suportat, da. Eu nu-mi pun întrebări, sunt antreprenor, nu mă păcălește un afiș electoral sau ce zice cineva sau un zâmbet, cum e în cazul nostru și otopenarii știu la ce mă refer, da. Eu vreau să văd faptele, da, și vreau să văd acel om care îmi cere votul, nu știu, ce a făcut, cum e el implicat în viața socială, nu neapărat politică, a ajutat vreun bătrân să treacă strada, a ajutat vreun copil. Pentru mine lucrurile astea sunt foarte importante și foarte important pentru mine este ce a făcut el ca ca și profesie, ca profesional, ce realizări are pe plan profesional. Da? Deci nu, sau în cazul revenind la Consiliul Local Otopeni, ai fost 4 ani consilier sau încă ești consilier, arată-mi și mie proiectele pe care le-ai făcut în ultimii 4 ani, da, și aici mă refer strict la cei implementat, mai bine, pentru că nu, să vină păi, da, dar n-au făcut nici asta, nu le-au nici măcar n-au cerut. Și mă refer la și o spun public, îi rog pe cei de la Pro România, consilierii sau actualmente socialiștii din Otopeni, să spună public ce au făcut ei în ultimii 4 ani, da? Pentru că din câte știm, răspunsul celui care candidează pentru primărie a fost ceva de genul, eu nu vreau să mă cer cu primarul. Păi atunci, dacă nu te cerți, eu nu spun să te iei de gât cu primarul, dar trebuie să te zbați, trebuie să te zbați, da, ai avut niște promisiuni, da, electorale,
arată-ne și nouă, două, trei. Am avut, încă o dată, eu sunt om informat, sau cel puțin așa îmi place să mă informez și cred că de data asta alegerile astea ar trebui să fim foarte informați și zilele trecute m-am uitat pe site-ul primăriei Otopeni, am verificat rapoartele de activitate ale consilierilor, pentru că știți, la final de an fiecare își depune raport de activitate și ferească Sfântul ce am văzut acolo. Sau ce n-am văzut, da? Foaia albă ca la școală, nota 2, nota 3. Ei, este cazul, domnului de la menționat mai devreme, este cazul multor consilieri locali Otopeni, PNL, da, din Otopeni, care nu se duc acolo să muncească, se duc acolo să asigure o majoritate, da, să nu vină alții și să ce? Și acum vin, iar 4 ani se activează, să vedeți pliante, să vedeți, s-a înroșit tot orașul Otopeni de pliante, 15.000 tiraj și așa mai departe, da? În condițiile în care noi ar trebui să fim foarte atenți cu banii, la urma urmei trebuie să înțelegem că această cheltuială electorală este suportată de către fiecare dintre noi. Da. Da? Și eu, spre exemplu, mi-am luat un buget de maxim 1.000 de euro pe care vreau să-l cheltui, nu o să-l cer înapoi de la AEP, pentru că nu mi se pare corect ca să bag mâna în buzunarele oamenilor, da? O să-l suport, însă mă gândesc și la cei care cheltuie sute de mii de euro și milioane de euro în campanie. Milioane chiar. Da? Da. Nu-i corect. Adică nu avem școală, copiii noștri învață în ca la fabrica de confecții, în 3 schimburi. Deci este incredibil. Improvizate. Ar fi bine să fie containere, dar nu sunt. Ni se promit și bineînțeles că apar lucrurile astea. Undeva săptămâna trecută am fost invitat, este o comunitate foarte frumoasă la noi în Otopeni, în mediul online, se numește Otopeni Social Community, da, unde sunt oameni foarte elevați. Și am fost, au venit moderatorii cu ideea ca să facă o dezbatere electorală cu cei 7 candidați pentru primăria orașului Otopeni. Eu am răspuns prezent, chiar îmi făceam așa, mă pregăteam cumva cum o fi să stau față-față cu primarul, chiar și într-un studio virtual, da, stau cu primarul din Otopeni, cu ceilalți care cer și ce să le întreb, mă pregăteam cumva, însă toți, absolut toți, au zis că nu vor să vină. Dar eu am fost singurul care am dezbatere. Zis, da, mi se pare aiurea să refuzi în momentul în care tu spui că faci politică sau vrei să vii acolo, prezinți proiecte, dar nu stai de vorbă cu cetățeanul sau nu te prezinți, dacă e respect pentru ei, nu poți să fugi de electorat. Nu, te duci, le spui, te întreabă, te mai înjură unul îți mai dă o idee, te aplaudă, știți cum e. Dar mi s-a părut așa, nu mă așteptam la scenariul ăsta, iar aseară târziu, membrii comunității m-au contactat, pe care îi felicit, apropo, deci n-am absolut nimic cu ei, îi felicit pentru idee, însă s-au gândit domniile lor că nu există, exact așa mi s-a transmis, că nu există interes pentru această dezbatere. I-am întrebat comunității? Din partea cui, exact asta i-am întrebat eu, din partea cui nu există interes. Din partea comunității cred că există, că sunt mulți nehotărâți, sunt mulți care vor să vadă. Sau a candidaților. Din partea candidaților, 100% nu există interes, da? Pentru că altfel nu văd de ce să te ascunzi de electorat. Ce ai de pierdut? Era o oportunitate. Era o oportunitate și eu văd ca o oportunitate să te cunosc cu oamenii, dar pentru ei nu e. Și mie îmi spune multe lucruri astea. Da? Mie îmi spune că frăția asta în care sunt ei implicați nu este despre oameni, este despre controlul locurilor ocuparea locurilor în Consiliul Local, da? Care, da, pentru cine nu cunoaște importanța unui consilier local, consilierii sunt cei care decid, iar primarul este cel care pune în practică. Da. Da? La noi este exact invers. Primarul, luminăția, cum, da? Toată lumea se închină. Da? Nu e în regulă. Și de asta am venit la dumneavoastră să n-am avut oportunitatea să fac niște declarații pe acel grup, acolo, să vă susțineți ideile. Da, le fac aici, o să știți bine că e nevoie, sunt foarte multe reguli de respectat. Foarte multe, da? În asta, noi, partidele astea mai mici, să zicem așa, nu prea avem drepturi, ne e greu, încă se discută la noi, la național, cum să facem, nu s-au înțeles niște lucruri, sunt interpretabile foarte multe, riscăm amenzi de minim 25.000 de ron, da, și se poate ajunge, domnule Gozi, până la nevalidarea candidaturii. Exact. Da? Adică, da, trebuie să înțelegem și oamenii să înțeleagă cu cine ne luptăm. Noi ăștia care,
care vrem să facem ceva. La început chiar vreau să vă întreb, era prima întrebare care vreau să o adresez, dar nici nu am mai fost nevoie să întreb care sunt motivele pentru care ați acceptat din nou această ipostază de candidat de data aceasta. În 2020 am înțeles că a fost un eșec datorită interpretării juridice. Mi-au scos din semnături, da, au zis că 27 de persoane nu pot fi identificate din semnătari, nu pot fi identificați ca fiind membri ai orașului Otopeni. Le-am arătat, uitați strada acolo, de acolo i-am luat, da, n-au vrut să vadă. Asta odată. Eu să știți că de prin 2023 am avut și o discuție serioasă cu soția. Soția nu a fost de acord ca eu să intru în lupta asta, vă dau ceva din casă. Asta pentru că ea e mai pragmatică decât mine. Eu sunt mai visător. Eu încă cred că oamenii pot fi și altfel sau se pot uni să dea o palmă, da? Prin vot. Bun. În martie eram hotărât să nu fiu candidat. Însă la începutul lui aprilie, undeva în prima săptămână, m-am trezit cu un mesaj de la Meta. Contul dumneavoastră de Facebook a fost suspendat pentru că n-am respectat standardele comunității Instagram. Eu nici nu aveam cont de Instagram sau dacă l-aveam, nu l-am folosit niciodată. Adică nu știu de existența lui. Era un cont 6-7H, ceva de genul ăsta. Am aflat ce s-a întâmplat, da? Am vorbit și eu cu oameni care se pricep și mi-au zis ce s-a întâmplat. Eu, așa cum spuneam, îmi pun întrebări și m-am întrebat cine beneficiază ca eu să nu pot vorbi, da? Că până la urmă e vorba despre asta, despre exprimare. Despre exprimare. Și doi la mână m-am întrebat cine are puterea să facă asta, pentru că și cei cu care am discutat mi-au zis că nu oricine poate să facă ce mi-au făcut mie, da? Să-mi ai accesul. Aveam acolo, făcusem campanii, am curățat canalul ăla de CC3-ul din Otopeni, știți cel cu scandalul, cu se devarsă în el. Am văzut niște poze. Și multe alte chestii. M-am îndreptat spre Anif, am făcut cât am putut, pentru că de pe margine e mai greu, dar totuși mi-am luat din timp și am mers spre ei. Și plus că aveam niște lucruri personale acolo, niște amintiri, mi le-au luat pe toate și vă spun sincer că asta a fost greșeala lor cea mai mare, pentru că lucrul ăsta m-a motivat și mai mult. Exact, da? Asta vreau să întreb, care este motivația din 2024 care v-a făcut să luați decizia de a reintra în politică oficial și a candida la o funcție destul de pretențioasă din punctul meu de vedere, în contextul în care Otopenul știm că este foarte bine gestionat, cu ghilimele de rigoare, de niște persoane cu un istoric destul de... De greu. Da, și greu. Mă motivează foarte mult faptul că nu vreau să mai fiu luat de gâscă, da, de alții. În sensul că eu sunt omul cifrelor, eu sunt omul faptelor. Nu pot să-mi spui că în ultimii 4 ani ai cheltuit 200 de milioane de euro, iar copiii orașului învață în schimburi. Nu pot să le spui la toți asta, pot să le spui la unii. Unii cred, unii închid ochii, unora nu le pasă. Dar eu refuz să mai accept așa ceva. Mai mult de atât, vă rog să mă credeți că n-am identificat o altă alternativă între candidați. Am avut, spre exemplu, USR-ul a avut o candidată în 2020, avocată de profesie, mă rog, și zic, mă, poate. M-am uitat la fel pe rețele, pe Da S-o Caut, pentru mine a fost o dezamăgire fantastică. Da, și îl întreb pe cel care candidează de partea USR-ului pentru primăria Otopeni, unde este Mădălina, ce face Mădălina, da? Pentru că a venit așa, a luat 4 consilieri, 1200 și ceva de voturi, să mă ierte Dumnezeu, dar eu vreau să văd realizări, da? Eu nu vreau să văd alte lucruri. De ce alternativa dreaptă și nu altceva? Alternativa dreaptă, domnule Gozi, vă spun sincer, am vrut să candidez independent. Asta pentru că în ultimii ani așa m-am tot văzut cu diferite partide, am vrut să văd, am și condus o formațiune ADER la Ilfov, da? Am vrut să văd intențiile lor, să simt, da? Pentru că necunoscând, eu venit din alt mediu, am vrut să știu exact unde mă bag și cu cine mă bag. Vă spun sincer că n-am găsit o altă o structură politică care să fie pe ce vreau eu, pe ce simt eu.
Așa cum vă reprezintă? Eu nu vreau să fac politică, eu vreau să fac administrație. Asta pentru că m-am săturat de situația din Otopeni. Îi urmăream pe cei de la Alternativa Dreaptă, au un președinte, o doamnă foarte, cu care am rezonat foarte bine, doamna Adela Mârza, e clujeancă, da? M-am văzut cu domnia sa, am discutat, am fost pe aceeași lungime de undă, i-am cerut un singur lucru, să nu mă vândă, pentru că dumneavoastră știți bine, sunteți în politică și știți cum se fac. Și aici, la Buftea, și peste tot se fac înțelegeri. Da, și se învârt lucruri grele în spate. 95% din politică sunt înțelegeri. Da. Și datorită domniei sale, eu pot să spun că după 5 ani de chin, de muncă și de lucruri pe care le-am făcut, după 5 ani de zile sunt prezent pe buletinul de vot. Lucru care pentru actuala conducere, toți cei care și-au dat mâna, e o mare problemă. Pentru că știți ce nu poate controla, domnule Gozi? Ei nu pot controla, controlează procesul, cum au făcut-o și în 2020. Da? Procesul tot de felul, votare, dar da? Nu poate controla votul în cabină. Oamenii exact. În cabină n-au încredere. Omul poate să spună, da, te votez, îl votez pe X. Da? Dar în cabină nu știi ce face și ei au o mare problemă. Și problema lor, a doua, cea mai mare problemă, cel care i-a ținut în spate atâția ani de zile pe cei care sunt în Otopeni, nu mai are putere. A fost tras pe linie moartă, la nivel înalt, da? Bănuiți despre cine este vorba, a fost tras pe linie moartă și cred eu că de asta n-au mai avut puterea să vină asupra judecătorilor să le spună dați-l pe ăsta afară că nu-i bine. Am întâlnit un președinte de birou electoral circumscripție la noi în Otopeni, foarte, l-am simțit foarte vertical. Da? Extraordinar, un domn cu care, vă spun, eu simt oamenii și chiar l-am simțit foarte corect. Dar n-am vrut să-mi facă nimeni niciodată și nu vreau să facă nimeni niciun avantaj vreodată, vreau să fim corecți. Însă, vă spun, mi-a fost verificat dosarul în 30-45 de minute, l-au văzut, da? Și tot a fost în regulă. Așa cum era și acum 4 ani, însă de data asta lucrurile au fost spre bine. Au încercat ceilalți să facă niște lucruri, știu bine ce s-a întâmplat acolo, chiar dacă n-am om în birou, nu-mi trebuie, eu încă mai cred în lege. Da? Și iată-mă astăzi în fața oamenilor, da? Deci vin în fața locuitorilor Otopeni. Încă o dată nu vreau să nu credeți vreodată că nu să mă auziți vreodată că o să vă cer votul. Votați-mă. Nu. Chiar dacă în 9 iunie plec acasă cu 3 voturi, al meu, al soției și poate vreun domn din pensionari, de la clubul pensionarilor, da? Îi tremură mâna și pune ștampila pe mine și iau al treilea vot, da? Ca o paranteză, domnii și persoanele din clubul seniorilor ar trebui să se gândească de data asta la nepoți, dacă la copii nu s-au gândit și știu ei foarte bine la ce mă refer. Da? Ei, domnule Cozi, eu mi-au alea 3 voturi, mă duc acasă și vă dau cuvântul meu de onoare, îmi dau jos o haină foarte grea, pe care o port de vreo 5 ani de zile, cred că 2 zile voi dormi cum dormeau copiii mei când erau mici, câte 20 de ore, da? Și îmi voi vedea de viața mea, cel mai probabil voi pleca din țară, vă spun sincer, pentru că o să vreau să-mi cresc copiii într-un mediu în care oamenii, în care societatea respectă cetățeanul, da? Însă, pe de altă parte, dacă oamenii din Otopeni și mulți membri din această prezență în comunitatea Otopeni Social Community, da? Încă o dată, oameni elevați, oameni care, mulți dintre ei nu au opțiune, nu au alternativă, da? Și n-au avut nici acum 4 ani și n-au avut nici acum 8 ani, pentru că jocurile sunt în spate. Dacă ei vor porni o mișcare printre ei, da? Și să meargă la vot masiv, atunci nu vor face altceva decât să mă responsabilizeze și în următorii 4 ani să las totul deoparte și să pot fi doar al orașului, doar al proiectelor. Asta am promovat și noi în mediul online și nu numai în Buftea, valabil pentru toată lumea. Oamenii trebuie să înțeleagă că este momentul să-și valorifice votul, să înțeleagă că votul lor trebuie să conteze, să iasă la vot, indiferent pe cine votează, dacă au afinități politice diferite, normal, și este normal, pentru că asta ne diferențiază. Să se informeze întâi. Dar
să se informeze și să voteze așa cum simte în acel moment și dacă consideră că un partid, un candidat la orice funcție este consilier, că este primar, să-l voteze. Dar să voteze în cunoștință de cauză. Corect. Și să voteze. Corect. Corect. Votul dreptul contează. Degeaba vorbim pe... Eu nici nu sunt prezent pe comunitățile acestea pentru că se vorbește mult, dar din păcate cei care sunt la putere nu dau nicio importanță vorbelor. Nu interesează. Știu ce se întâmplă, ei știu foarte bine problemele comunității, dar eu am făcut un lucru ce mulți nu l-au făcut. Am intrat în joc și am luat cu ei de gât. Da? Și este... Eu fără votul oamenilor și fără oameni n-am ce să fac acolo. Adică eu nu mă duc pentru mine. Nu-mi caut loc de muncă. Am de treabă unde nu-mi văd capul. Dar nu vreau asta. Eu vreau ca oamenii să conștientizeze că în sfârșit au o alternativă dreaptă, o alternativă corectă, da? Și să facă tot posibilul, nu să mă voteze. Am primit mesaje, te votez. Nu, eu nu vreau să mă votez tu. Eu vreau să te duci la alții 4-5 din jurul tău și voi 5 să ieșiți, la 6 să ieșiți la vot și să mă votați. Înțelegeți? Deci e o diferență mare și cred că locuitorii din Otopeni sunt singurii care pot să-l scoată pe acest pseudoprimar din primărie, lucru pe care procurorii și judecătorii n-au reușit să-l facă. Dar voi, pe nouă, puteți să faceți asta. Puteți să-l luați de urechi, bineînțeles cu ghilimele de rigoare, și să-l scoateți afară. Faptele vorbesc mai mult ca orice. Da? Cam despre asta e vorba. Am vrut oamenii să înțeleagă foarte bine mesajul meu, chiar dacă eu nu sunt omul care, nu știu, e implicat și apare... Eu nu cred în marketing, eu nu cred în partidele astea de marketing. Eu, adică, pentru că nu cred, nu mă iau după ele. Mie poți să-mi spui câte vrei și să-mi arăți poze și să-mi zâmbești. Nu. Și apropo de zâmbet, că toți suntem aici, vreau să-l întreb pe candidatul socialist, da, din Otopeni, da, actualul consilier. Vreau să-l întreb două lucruri. Unu, Adrian, cine ți-a semnat candidatura pentru a fi candidat, da, din partea PSD la Otopeni? Deci cine ți-a semnat candidatura? Scrie-o, te rog, în postare public. Și doi la mână, cine ți-a decis candidatura? Cine te-a luat la discuții și ți-a zis ok, te pun acolo? Da? Pentru că oamenii trebuie să știe despre ce e vorba și trebuie să știe că tu... Din momentul în care ai bătut palma cu acel personaj, tu nu mai ești al orașului. Da? Tu ești și nu doar tu, ai și echipă în spate. Adică ai o răspundere și trebuie să înțelegi niște lucruri. Da? Deci cine ți-a semnat candidatura și cine a decis ca tu să fii candidat în Otopeni, din partea PSD-ului? Da? Să înțeleg că cereți transparență. Ce nume? Cereți transparență. Transparență totală. Dar oamenii trebuie să știe. Da? Bineînțeles. Nu? Adică vă spun... 15.000 de flyere în tot orașul, probabil asta în prima parte. Eu mă gândesc la calcule, cât e un flyer, un leu, 2 lei, nu știu. Gândiți-vă cât înseamnă asta. Și încă o dată, sunt bani de la noi. Păi cum să te pun eu pe tine să te votez în Consiliul Local, unde avem un buget anual, anul ăsta e 332 de milioane de lei. În 4 ani au cheltuit consilierii locali și primarul au cheltuit aproape de 200 de milioane de euro în Otopeni. I-au cheltuit, nu i-au investit. Că în teritoriu, v-am spus, eu sunt antreprenor, nu mă pot spăcăli. Știu ce înseamnă 1.000 de euro și ce înseamnă 10.000 de euro. Dar nu-i găsesc, nu-i văd, că noi avem lipsuri multe, nu avem parc, și le știe toată lumea. Nu o să vin în fața oamenilor, vai că vă fac un program și uitați-vă pe el și nu știu ce. Nu, eu sunt învățat altfel, eu identific problemele, cele mai grave le iau, după care o să, ce fac, le rezolv. Le rezolv cel mai ieftin, cel mai de durată, cel mai bine, cel mai pentru oameni. Da? Așa sunt eu învățat să fac, cel mai de impact. Da? Și pentru viitor. Sunt omul care se gândește la viitor, la copii. Bă, ce am construit noi în 2024? Că e pare modern multă vreme. Da? Ați pomenit mai devreme de echipă. Aveți o echipă în spate formată? Am o echipă de consilieri, am o echipă și de foarte mulți oameni pe care am adunat de-a lungul carierei mele, care nu neapărat sunt parte ai orașului Otopeni, parte din orașul Otopeni, însă mă pot consilia în diverse lucruri. Spre exemplu, o doamnă profesoară, Nora, pe care o salut, este alături de mine, profesoară de drept, da? Și mulți alții pe care de la care vreau soluții și vreau să găsesc cele mai bune lucruri și ăsta e modul meu de lucru. Înțelegeți? Ați întocmit o platformă, program pentru Otopeni? Am, da, este, are niște... Aveți câteva puncte? Are niște priorități. Bineînțeles că prioritar, cele mai importante rămân pentru mine.
cel mai important lucru rămâne siguranța cetățeanului. Există o stație de transport public în comun, care este, din punctul meu de vedere, cea mai periculoasă din câte cunosc. Este cea de la primărie, cea din sensul spre, de pe DN, sensul spre capitală, da? Cum vin despre aeroport spre capitală, oamenii o știu, cea de la pasarelă, da? Unde doar o minune nu face ca acolo să se întâmple o tragedie. Uitați-vă, sunt sute și sute oameni care trec în fiecare zi, copii, eu cunosc copii care merg în capitală să învețe și stau în stație, așteaptă autobuzul și nu e protejată de nimic. Deci nici măcar stâlpișorii, și acolo se merge cu viteză. Da? Ăla e primul lucru pe care l-aș face ca primar, să îndrept aia, pentru că siguranța e prioritate. Aș merge foarte mult pe zona asta de mediu. Da? E o poluare foarte mare, nimeni nu vorbește. Poluare din cauza aeroportului, din cauza acestui drum, centurii. Aș pune niște panouri, foto, ceva se numesc. Nu sunt pe zonă, cum sunt și la niște parapezi dintre aia, să oprească sunetul. Eu stau la vreo 500 de metri departare de fonu absorbante. Da? Și au drept și cumva de fonu absorbante. Poluarea, da. Aș planta 50.000 de copaci, cel puțin 100.000 de copaci, m-aș duce, aș curăța canalul acela de secare CC3. Aș construi în odăile o școală și aș face-o ca să iau presiunea din centru. Aș face-o, domnule Gozi, și am văzut în alte părți, aș face-o din containere. În 3 luni, în 6 luni poți să faci școală și sunt foarte mulți copii în cartierul acesta, odăile, să nu mai treacă în partea aia, să nu se mai ducă în București. Da, să ajute. E nevoie de parcuri în Otopenii de jos. Sunt multe lucruri, le știm cu toții, însă ce aș face puțin diferit față de ceilalți, aș... În fiecare lună m-aș întâlni cu oamenii din anumite zone, da, și să-mi spună problemele lor și să le rezolvăm, pentru că nu știe nimeni mai bine ca ei în zona respectivă. Da, eu poate stau în partea alta orașului, ei sunt dincolo, în Otopenii de jos. Dacă nu îmi spui problema, nu știu. Da? I-aș implica în procesul ăsta, da, de conducerea unui oraș, n-aș face-o singur. Sunt niște garaje acolo cu probleme, cu șobolani. Sunt multe, multe lucruri care, încă o dată, nu reflectă bugetul enorm pe care îl avem. Da? Deci asta trebuie să înțeleagă oamenii. Totul este despre controlul banilor. Nu este despre voi. De asta n-au vrut să vină în live cu neapărat cu mine, cu voi. Da? N-au vrut să vină și nici nu vor veni, pentru că unul la mână n-au ce să vă spună. Doi la mână, nu au proiecte, cei care sunt deja la putere și care au fost, n-au ce să vă zic, am făcut, vedeți că ni se arată tot felul de școli și, da, care sunt construcții. Să mă ierte Dumnezeu dacă am văzut un muncitor în spatele primarului când a vorbit. Dar ce a făcut? I-a scos afară din clădire ca să vorbească el? Păi lasă-l să muncească, că e târziu deja, ne trebuie școli. Înțelegeți? Eu cam așa le văd, cam așa le gândesc. Da. Consilierii pe care îi aveți, da, și un număr de 7, sunt dispuși să iasă la această competiție? Sunt alături de mine, asta vă garantez, și am ales oameni care sunt așa din diferite medii, părți ale orașului și din diferite medii. Da? Deci îmi pare tare rău că n-a... Consilierii trebuie să fie niște oameni asumați, da, niște oameni care... trebuie să fie alături de candidatul la primărie pe drum, în campanie. Și după. Și după. Da. Reușita trebuie să fie comună și a tuturor, munca tuturor. Da. Mă sfătuiesc cu ei, avem un grup de comunicare, știm problemele. E ok, am o relație ok cu ei. Îmi pare rău că n-am umplut lista, pentru că presiunea a fost foarte mare și... dosarele s-au creat foarte, foarte greu, da? A trebuit să merg la foarte mulți oameni acasă și să le cer acasă să-mi voteze, pentru că lumea încă se ferește de primar să nu mă vadă și, adică am avut persoane, mi-au zis, nu semnezi aici, semnezi acasă, vii acasă la mine. Și m-am dus și am luat două semnături, soț, soție, de acasă, pentru că le-a fost teamă să semneze. Da, am un vecin cu un depozit de materiale de construcție, mă cunoaște, mă știe. Când am venit să le cer, chiar erau primii, le-am cerut semnătura, au zis, a, nu, că știi că primarul, bă, zic, ce legătură are una cu alta, dar nu, că îmi vede semnătura și... Adică oamenii încă sunt acolo, ei nu sunt conștienți de ce putere au. Asta e problema cea mai mare la noi în Otopeni și nu numai, cred că peste tot, da? Ieșit masiv la vot, voi conduceți, voi decideți cine să fie primar.
Consider că asta este opera sistemului de a crea această frică de asumare. Cu cât suntem mai slabi în fața lor, cu atâta puterea lor se amplifică. Da, dar noi îi facem puternic. E numai vina noastră. Nu cred că. Cred că dacă am, încă o dată, îi spun eu unuia, uite, domnule, vezi că nu-i corect, vine și altul, mai vine unul, ăla se oprește, că e primar, că mai știu eu ce proiect, se gândește de 3 ori și nu mai face. Niște... Cum ați simțit în ultima săptămână pulsul pe stradă? Cum ați simțit oamenii? Se agită lucrul ăsta, neprezentarea celor 6 la această dezbatere a pus multe semne de întrebare în rândul locuitorilor din Otopeni. Să știți că fiecare primărie, fiecare comună, dacă vreți, UAT, da, cum zicem, fiecare are specificul ei. La noi, spre exemplu, am identificat, sunt oamenii, încă o dată, extrem de elevați, extrem de bine informați, sunt foarte mulți noi veniți care văd anumite lucruri altfel, da? Și dintre cei pe care noi i-am găsit acolo, la fel am întâlnit oameni care au zis nu vrem cu, cum au zis, cu cei care s-au combinat cu partidele astea două, comasații. Alianța. Nu vrem cu comasații. Da? Nu vrea lumea să audă, dacă l-ați urmărit pe Hubert Tuma, e disperat pentru că nu o să aibă majoritate, nu știu dacă e 31%, cu tot cu primarii pe care are, e disperat. Da, nu știe cum să mai facă. Sunt primari chiar vorbeam cu cineva, sunt primari în Otopeni, sunt primari în Ilfov, care e un domn 70 de ani în nordul județului, n-a avut niciodată pagină de Facebook și a făcut-o acum, chiar azi, și a creat pagină de Facebook, doar să mai prindă, da, ăsta e ordin de sus, e ordin venit special, care mie mi-arată o disperare a celor galbeni, că nu-i mai vrea lumea. Înțelegeți? E o mare problemă pe care o au. Da? Dacă ar fi să luăm în calcul că mâine ar fi alegerile, ordin ipotetic, unde credeți că v-ați situa la sfârșitul zilei? Eu, așa cum am zis, ori plec acasă cu 3 voturi, ori plec cu 3.000 de voturi. Eu nu vreau să intru consilier, să mai fac eu o chestie pe acolo. Nu vreau asta. Eu nu-mi caut loc de muncă, eu nu-mi caut loc călduț. Eu doar sunt un om care, ca mulți alții, s-a săturat. Diferența între mine și mulți a fost că eu am pășit, m-am încăpățânat și am înțeles cumva regulile jocului și cu toate astea am mers să candidez. Asta e diferența. Diferența e că eu sunt pe buletinul de vot. Oamenii din Otopeni au, exact cum zice numele partidului, că mi-a plăcut mult asta, oamenii au o alternativă dreaptă, da, de a pune ștampila pe cineva care îi reprezintă. Și dovada mai mare ca asta, că eu sunt în fața voastră acum și alții nu sunt, adică gândiți-vă, da? Cam despre asta e vorba. Deci nu m-ar interesa să... Eu v-am spus, eu nu vreau să fiu primar. Dar nu mai suport situația și dacă nu-și asumă cineva, am zis ok, bun, am o experiență, pot să-mi finanțez campania, hai să merg. Câți, pentru că așa candidații la funcția de primar? Sunt șapte candidați pe USL-ul, care a fost introdus în ultimă instanță și cu mare disperare, pentru că, încă o dată vă spun, PSD, PNL, PSD avem și PSD, pentru că PNL-ul până acum a luat tot. Procentaj mare, n-avea nevoie de nimeni să facă majoritate, da? Ei, anul ăsta au o problemă mare și au luat și pe PSD și au văzut că și aici e o problemă și un risc mare să nu facă majoritatea, l-au băgat și pe PUSL, mai au și partidul lui Orban, da, în spate și îl mai au și pe, au și o fostă, că încă o dată vă spun, bătălia este ca să-ți alegi tu contracandidații. Da, oamenii trebuie să înțeleagă asta. A fost doamnă din Pro-România, e acum candidată AUR. Mie îmi spune multe lucruri ăsta, da? Deci tot acolo vrea la masă cu ceilalți, dar nu vrea să vină să vorbească oamenilor, da? Și ar mai fi domnul de la USR Plus, încă o dată nu înțeleg sau să ne spună de ce s-a făcut mișcarea asta și unde este Mădălina, da? Și cam atât. Am înțeles. În încheiere, un mesaj către otopenari, către așa otopenari, cum le spuneți, da? Ce v-ați dori de la ei? Ce i-ați sfătui? Da, deci în primul rând este foarte important ca voi să fiți
informații, în primul rând, da? Luați informații din fapte. Nu le luați de pe afișele electorale, nu le luați după zâmbete, da? Întrebați oamenii, vorbiți cu ei, candidații, da? Mergeți la ei, aveți 6 opțiuni, 7 opțiuni, da? Știți ce a făcut cel din urmă și bănuiți ce va face dacă va fi reales. Următorii 4 ani știți ce va fi, dacă va duce mandatul la capăt, pentru că e și asta o problemă, da? Așa. Trebuie să vă mobilizați foarte mult și încă o dată voi aveți puterea să faceți ceva ce niciun procuror n-a reușit să facă. Da? Să schimbe viitorul orașului Otopeni. Nu vă cer să mă votați, dar vă cer să, dacă vreți să o faceți, să creați o mișcare așa cum nu s-a mai văzut până acum. Și să faceți minunea despre care tot vorbim pe rețele de socializare, da? Pentru că ea se poate face. Da? Sunt foarte mulți nehotărâți, sunt foarte mulți oameni frustrați, sunt foarte mulți oameni cu probleme din cauza locurilor de parcare, copiilor, că n-au școală, că n-au un stadion. Da? Sunt foarte multe probleme, le știți cu toții. Eu, ca să fiu pe acel buletin de vot, să știți că am muncit 5 ani de zile. Eu mi-am făcut 99% din treabă. Vă rog și vă cer să faceți doar atât, un singur lucru. Să vă mobilizați și să mergeți la vot în 9 iunie. Atât, nimic altceva. Da, mesajul destul de clar și tranșant. Eu o să revin cu ideea de a face în acest studio și o emisiune în care să integrăm și cetățenii și comunitatea din Otopeni. Le putem acorda posibilitatea să intre în direct, să comunicăm prin mesaje, într-o conexiune video. Cum ar trebui să fie normal? Așa cum ar trebui să fie normal în această perioadă. Tocmai ca să arătăm și să demonstrăm că suntem corecți, da, și imparțiali cu toți. Cu toți. Da? Și dacă au ceva de spus, să o spună. Inclusiv contracandidații, nu pot veni. Inclusiv contracandidații, fără nicio problemă, putem face și acest lucru. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați vizitat din nou. Cu mare drag. Studio. Vă asigur că vom sprijini demersul dumneavoastră în ceea ce privește relația și tot ceea ce înseamnă implicare în Otopeni, alături de oameni, prin ceea ce putem noi să mediatizăm și să aducem în față anumite aspecte care nu se vor văzute de către ceilalți. Da. Da? Și mult succes! Să fie, Doamne. Cu toate că ne vom mai vedea, vă urez mult succes de pe Doamne, acolo. Mulțumesc mult de tot! Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit în această dezbatere, în această seară discutând despre Otopeni și o parte din problemele celor din acea comunitate. Ne vom revedea săptămâna viitoare și vom discuta tot despre campania electorală. Vă mulțumesc frumos, o seară minunată!